În anul 2002 avem o componență extrem de importantă a acestei liste, domnul Marius Bodochi, pentru rolul Beranger, regele din Regele Moare, la Teatru Mundi din București. Domnul Constantin Cojocaru, pentru rolurile Leonida, din Conul Leonida față cu Reacțiunea, și Zoia din Gaițele, la Teatrul Odeon, din București. Și domnul Florin Piersic Junior, pentru rolul din Sex, Drag, din Rock and Roll, la Teatrul Lung, de la Green Hour. În timp ce o să spun cine va veni să le ofere acest premiu, să vedem imaginile câte sunt cu acești trei actori, unul mai minunat decât altul. Jocarul jucând în travestii. Cu urechea asta n-au deloc. Sunt ca omul bionic, dar fără echipament. Cel mai bun actor al anului. Plicul va fi deschis de o minunată actriță. A plecat de mult din România, peste 13 ani, joacă acum la Teatrul Thalia din Budapesta, face filme, chiar cu Franco Nero. A fost distinsă de Uniunea Cineaștilor din Ungaria cu un premiu pentru contribuția sa la impunerea cinematografiei maghiare pe plan internațional. De curând e actor societar al Teatrului Maghiar de stat din Cluj. Vă amintiți, poate, în filmul Pădurea Spânzuraților, regizat de Liviu Ciulei? Ana Seleș! Cine nu și-ar aminte de cea mai frumoasă scenă de dragoste din filmul românesc, la finalul acestui film minunat, scenă de antologie, vrei nu vrei, trebuie să tai și tu în carne vie. Cum e, Anico? Mulțumesc că m-ați invitat. Sunt fericită că pot să stau aici, dar acum, ulterior, trebuie să vă mărturisesc că am avut câteva minute cu emoții. M-am gândit că, întâlnindu-vă după atâția ani, oare nu creez o dezamăgire, că doar timpul nu mă cruță nici pe mine. Dar dragostea cu care am fost primită, pot să spun, dragostea aceea veche, îmi spune că trebuie să fiu aici, căci rădăcinile, prietenii, ne mai vorbim de Florin, sunt foarte importante pentru mine. Ne leagă pentru totdeauna. Vă doresc sănătate, bucurii, succese pentru dumneavoastră participanți și pentru cei care ne urmăresc în fața micului ecran. Mulțumesc! Frumos vorbești românește. Mai știu. Eu ungurește. Ai tăiat. Dă-mi mie cuțitul că vreau să plec. Aș vrea să particip și eu la suspansul ăsta, dar mă duc la mine acasă. Cel mai bun actor, Florin Piersic Junior! Florin Piersic Junior! Pentru rolul din Sex, Drag, Rock and Roll, Teatrul Lung, de la Green Hours București! Thank you.
Doamna Manu, nu știam că încape atâta lume la Green Hours și de asta. Am văzut un spectacol care se cheamă Oameni și șoareci pe această scenă acum 30 de ani și m-a impresionat foarte tare. Și se spune că teatru moare, dar nu sunt de acord cu asta și cred că merită să lupți și să înduri umilințe uneori pentru ca să lași un semn în lumea asta. Vreau să mulțumesc tatălui meu ceresc pentru... pentru inspirație și pentru putere și mamei mele, atât de puțin pământeană, pentru răbdare și pentru sacrificiu. Te iubesc cel mai mult pe lumea asta. Mulțumesc, Florin! Florin Piersic Junior! Doamnelor și domnilor, suntem înaintea ultimei prezențe a primei părți, după care va urma, evident, o pauză, unde v-aș ruga să luați în considerație apariția acestei cărți. Anul trecut am promis pe această scenă